Șefa guvernului, Natalia Gavrilița, a fost foc și pară astăzi la ședința executivului. Ea le-a spus miniștrilor că la întâlnirea de ieri cu reprezentanții Congresului autorităților locale a fost informată că unii primari nici măcar nu știu la ce ocol silvic să se adreseze pentru a ridica volumul necesar de lemne pentru populație. Este o situație inacceptabilă în ajunul sezonului rece, susține Gavrilița. Șefa guvernului a cerut explicații ministrului mediului Iuliana Cantar Ragiu, privind linia verde destinată populației și autorităților implicate în procesul de achiziție a lemnelor. Aceasta întârzie să fie lansată, la fel ca și site-ul pe care urmau să fie anunțate stocurile de lemne disponibile. Natalia Gavrilița susține că mai mulți primari i-au comunicat că există probleme în procesul de repartizare a lemnelor la preț plafonat pentru persoanele defavorizate. Doamna Cantaragiu, eu am solicitat până la 1 septembrie să fie funcțional linia verde și am vorbit și despre un site lemne.md. Acestea ar fi instrumente prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze referitor la acest proces de distribuire a lemnelor. Și am înțeles că unele primării nici măcar nu știu la ce ocol silvic să se adreseze. Cantaragiu a spus că linia verde va fi lansată chiar astăzi, însă în ceea ce privește elaborarea site-ului, acest proces nici măcar nu a început. Site-ul este în proces de contractare a companiei care va elabora și în proces de elaborare și va fi termenul pus în 2 săptămâni. Dar până atunci stocurile pot fi văzute pe site-ul Moldsilvei, care e moldsilva.gov.md. Întârzierea lansării site-ului respectiv a iritat-o pe șefa guvernului. Mulțumesc pentru această informație, dar cu site-ul, să știți că el 9 în octombrie nu ne ajută. Eu nu știu cine este implicat, donatori, finanțatori, înțeleg că au proceduri, dar vorbiți cu domnul Țurcanu, haideți să facem noi, că îl face un voluntar într-o zi. Eu nu înțeleg de ce noi cumva așteptăm până devine prea târziu. Natalia Gavrilița i-a spus Iulianei Cantaragiu că are la dispoziție o săptămână pentru a pune site-ul respectiv în funcțiune. Următorul luat la rost a fost ministrul economiei Sergiu Gaibu. Șefa guvernului l-a întrebat despre contracararea obstacolelor birocratice care stau în calea agenților economici. Prin ce trebuie să treacă un antreprenor pentru ca să plătească taxa de publicitate pe mașini? Și ca să plătească această taxă sau serviciu de 90 de lei, un antreprenor trebuie să prezinte vreo 10 documente avizate cu ștampile, cu aprobare, cu nu știu ce. Deci, până la urmă, el trebuie să meargă de 3 ori la Academia de Poliție și de 2 ori la Agenția Servicii Publice. Pe aceste direcții care nu s-au lucrat până acum practic deloc, este nevoie de o implicare plenară la toate ministerele și toate instituțiile publice. Vă rog frumos, domnul Gaibu. Deci eu vreau până la sfârșitul lunii septembrie să văd primele rezultate, pentru că problemele noi le cunoaștem. Și le cunoaștem de mai mult timp. După ședința guvernului, ministrul Iuliana Cantaragiu a susținut o conferință de presă. În contextul în care în ultima perioadă se vorbește despre eventuale remanieri guvernamentale, Cantaragiu a fost întrebată dacă simte că îi se clatină fotoliul. A fost o ședință mai tensionată a guvernului. Vreau să vă întreb cum vedeți observațiile care au fost aduse în adresa dumneavoastră. Credeți că se clatină unele fotolii? Eu n-am nicio opinie în acest sens. Nu, sunt niște observații absolut normale din punctul meu de vedere. Este mulțumit premierul de activitatea ministrilor care au fost vizați în această Întrebarea asta cred că trebuie să o adresați, doamne premier. Sunt justificate aceste nemulțumiri sau nu? Că dacă vă referiți la mine personal sau la în general la tot? Da, la dumneavoastră. La mine personal. Că nu este linia verde și site-ul gata. Da, ok. Trebuia să fie pe 1 septembrie, n-au fost gata până acum, acum se lansează. Da, este o chestie care trebuia să fie făcută anterior. Sunt lucruri care nu neapărat că au depins de noi, dar nu contează. Trebuia să fie și nu sunt făcute. Da, și... Mersi. Bun, mersi.